S-ar putea ca în scurtul meu cuvânt să nu fiu foarte complet, dar va fi cine să-l completeze. În orice caz, această expoziție de icoane care este oferită unei lucrări deosebite, cred că este binecuvântată de Dumnezeu. Sigur că între confesiunile creștine nu toate au icoana la loc de cinste, însă noi o avem la loc de cinste, nu numai atât, ci teologia noastră argumentează faptul că icoana trebuie cinstită, e prețioasă. E locul unei prezențe harice, nu mi-aparține sintagma, dar am luat-o de la alți teologi, locul unei prezențe harice. Însă, faptul că e un lucru bun ca icoana să fie reprezentată, îl argumentăm cu dumnezeiasca Scriptură. Sfântul Pavel, în Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 15, zice așa, el, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, întâi născut dintre toate făpturile. De ce folosesc acest verset? Pentru că atunci când unii argumentează că nu trebuie să facem icoane, le pot socoti chipuri cioplite și nu sunt. Pentru că un raționament foarte simplu. În Vechiul Testament, ca să-i ferească pe evrei de idolatrie, porunca le interzicea confecționarea chipurilor cioplite. Da, o imagine sau o statuie tot aveau și ei, și încă făcută la porunca lui Dumnezeu. Citim în cartea Exodului, în capitolul 25, că atunci când li s-a poruncit să facă cortul mărturiei, pe perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, erau chipuri de heruvim alese cu măestrie. De ce chipuri de heruvim? În Vechiul Testament li s-au arătat oamenilor credincioși doar îngerii. Altcineva nu li s-a arătat. Îngerii li s-au arătat. Și atunci Dumnezeu le-a poruncit să facă și chipuri de heruvim alese cu măestrie. În Noul Testament însă, reiau versetul pe care l-am citat. Domnul Hristos a întrupat, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Chipul Dumnezeu celui nevăzut s-a făcut văzut și atunci, pe linie de consecință, dacă s-a făcut văzut, poate fi reprezentat. Acum, icoanele cele mai celebre, primele icoane care sunt pomenite în tradiția noastră sunt icoanele Domnului Hristos și icoana Maicii Domnului. Ori icoana Domnului Hristos, ne spune agiografia că a luat naștere fiind așezată pe fața Mântuitorului o mahramă pe care i s-a întipărit chipul și trimisă regelui Edesei, care era bolnav de cancer, mahrama Domnului Hristos. Așa că, plecând de la acea primă icoană, făcută chiar pe vremea lui, creștinii l-au reprezentat. Iar în ce o privește pe Maica Domnului, spune tradiția că prima icoană a Maicii Domnului a fost zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Nu mă opresc la celelalte. Am vrut doar să argumentez că icoanele au un rol extraordinar de important în spiritualitatea noastră.
Și atunci, faptul că buni credincioși, evlavioși credincioși, pictează icoane, uite, și de data aceasta le oferă pentru construirea centrului Sfântul Hristofor, în care vor fi tratați copilași bolnavi de cancer, nu e un lucru mare? Este un lucru mare. Noi, pe cei ce s-au implicat în toată această activitate, îi felicităm. Ce s-a mai întâmplat, o să aflăm imediat, cred, de la cei ce știu foarte bine ce s-a întâmplat. În orice caz, pe dumneavoastră, pe toți cei ce puneți umărul, vă felicităm. Și pe Preasfințitul Benedict, care este legat sufletește de acest centru de îngrijiri paliative pentru copilașii bolnavi de cancer. Așa că, ce va mai fi în această seară, vom vedea, însă icoanele sunt frumoase, vă felicităm și dacă le dați din tot sufletul, Dumnezeu să primească darul oferit. Bine ne-am întâlnit!